Bună ziua, stimați prieteni! Vă salut din nou la platforma noastră, la dialogul care noi îl facem, îl purtăm cu dumneavoastră în fiecare zi de vineri. Vinerea trecută nu am avut acest dialog, am fost plecat din țară, cunoașteți, am fost la Cazani, unde își fac studii de ficiorii mei, dar cum am promis, în fiecare vineri, la orele 10, vom avea posibilitatea să discutăm live și să răspund la întrebările dumneavoastră. Ca de obicei, eu să abordez câteva subiecte pe care le consider că sunt actuale, cele mai actuale ale săptămânii curente, și anume alegerile, economie, situația din agricultură, socialul, ceea ce ține de compensații, pentru că sunt multe întrebări, și starea excepțională care se dorește să fie prelungită astăzi de către Parlament din nou. Începem cu alegerile locale care au avut loc, s-au finalizat. Partidul Socialiștilor s-a plasat pe locul 2 la votul politic, la numărul total de primari. Vreau să menționez că noi am obținut 144 de primari aleși pe lista Partidului Socialiștilor, plus 24 de primari independenți, pe care noi i-am susținut și care toți sunt din echipa Socialiștilor. Astfel, total, socialiștii au obținut la aceste alegeri 168 de primării. Pe unii indicatori suntem pe locul întâi, de exemplu, avem cel mai mult număr de primari de orașe. 16 orașe, inclusiv 11 centri raionale, vor fi conduse de către primari socialiști. Asta așa o mică statistică, dar eu cred că cel mai tare ce interesează pe voi toți, ce facem după alegeri. În primul rând, noi am luat o decizie la executiv, ieri seara ne-am convocat cu colegii și am decis că să dăm un mesaj foarte clar societății și colegilor noștri din teritoriu. Executivul a decis să transmită mesajul că noi nu vom face coaliții cu partidul PAS, care a uzurpat puterea în stat. Da, cunoaștem că unele raioane, colegii noștri au fost în coaliții cu PAS parcursul ultimilor 4-2 ani, dar mesajul nostru ferm este că noi nu vrem să facem și nu vom face coaliții cu PAS. Cu orice alt partid suntem gata să ne așezăm să discutăm. Din discuțiile care le avem acum în raioane, avem fermitatea că cel puțin 10 raioane vor fi conduse de președinți de raion socialiști. Avem 6 raioane la nord și câte 2 în centru și la sud, unde am putea obține funcția de președinte de raion. Chișinăul. Chișinăul, cunoașteți care este rezultatul. Apropo, au fost validat mandatele primarului, consilierilor. Eu vreau să-l felicit pe domnul Ceban Ion, domnul primar general, vă felicit cu validarea mandatului. Am văzut mesajul cu care ați venit, apel către cei care au trecut în Consiliul Municipal. La fel a fost validat și mandatul meu de consilier municipal. Vreau să menționez că socialiștii sunt gata să se așeze, să discute și să mergem împreună pentru a face lucruri bune în Chișinău. Așa cum am făcut-o ultimii 4 ani atunci când ați fost socialist. Și mulți din echipa dumneavoastră acum de consilieri municipali au fost consilieri municipali socialiști. Deci, dacă vom găsi limbă comună, dar eu cred că lucrul ăsta este posibil, atunci am putea să ne așezăm, noi suntem deschiși, poftim, și să discutăm, pentru că socialiștii împreună cu cei din partidul domnului Ceban au împreună majoritate în Consiliul Municipal, confortabile pentru a ne mișca mai departe și a nu depinde de voturile altor consilieri municipali. Dar decizia vă aparține, noi suntem deschiși. La Bălți, unde candidatul nostru a venit pe locul 2 și avem a doua camărime fracțiune în Consiliul Municipal din Bălți, noi vom fi în opoziție, noi dăm posibilitatea domnului primar ales al municipiului Bălți să se manifeste, noi încurcăm, noi să venim cu pozițiile noastre, noi vom fi în opoziție, da, dacă vor fi lucruri bune pentru locuitorii municipiului Bălți, noi le vom susține. Dar vom fi în opoziție față de cei care conduc Bălți acum. Am văzut că au început discuții despre alegerile prezidențiale. Foarte multe discuții despre o declarație a unui membru CEC de ieri, Comisiei Electorale Centrale, că s-ar putea prelungi mandatul actualului președinte de țară până în vara 2025. Eu vreau să menționez un lucru ce e foarte interesant. Anul trecut a fost aprobat noul cod electoral prin legea numărul 325, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie curent. Păi uitați-vă, dragi moldoveni, ce a făcut Maia Sandu.
Maia Sandu deja și-a prelungit mandatul cu 60 de zile. Știți cum? Anterior în legislație era scris că alegerile președintelui țării trebuie să aibă loc cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului. În perioada 60-30 zile până la expirarea mandatului. De ce? Că până la expirarea mandatului președintelui să aibă loc alegerile, validarea alegerilor și intrarea în funcție a noului președinte ales când expiră mandatul fostului președinte. Așa am fost ales eu președinte, așa a fost aleasă Maia Sandu președinte. De exemplu, mandatul lui Timofti expira pe data de 22 decembrie. Alegerile au fost așa organizate pentru ca pe 22 decembrie, la sfârșitul mandatului președintelui Timofti, pe 23 decembrie a fost validarea și am intrat în funcție Dodon Igor, președinte a Republicii Moldova în anul 2016. Maia Sandu, exact așa. Pe 23 decembrie 2020 a expirat mandatul președintelui Dodon, pe 24 decembrie 2020 Maia Sandu a intrat în funcție de președinte al țării. Ce a făcut Maia Sandu? A modificat legislația pentru a-și majora mandatul cu 60 zile. Codul electoral prevede următoarele. Că alegerile trebuie organizate în 60 zile după expirarea mandatului. Anterior era până la expirarea mandatului, după expirarea mandatului. De aceea, doamna Maia Sandu, prin șiretelic, prin majoritatea sa parlamentare, deja și-a majorat mandatul cu 60 zile. Și acum, când aud că ei vor să majoreze încă cu câte zile acolo, încă cu câteva luni, păi de poate va ajunge. Păi și așa că ți-a încălcat tot în țara asta. Dacă vreți să le faceți concomitent cu prezidențiale, atunci parlamentarii faceți-le. Sunt de acord. Hai să-l faci parlamentari odată cu prezidențiali. Nu prezidențiali odată cu parlamentari. Parlamentari anticipate, cu 5-6 luni înainte de termen, și mergem la alegeri concomitente, prezidențiale cu parlamentari. De ce, conform legislației actuale, modificate de Maia Sandu, care și-a prelungit mandatul cu până la 60 zile, alegerile urmează să aibă loc în perioada 25 decembrie 2024-24-25 februarie 2025. Aceasta este prevederea legislației la moment. Al doilea subiect, ceea ce țin de economie. În primul rând, mă voi referi la agricultură, la ceea ce se întâmplă acum în stradă. Eu vreau să vin cu două elemente aici. Primul, dragi agricultori, în anul 2020, fiind șef de stat, în situație de secetă, de pandemie, COVID, fără suport extern, noi atunci v-am ajutat. Voi ce ați făcut? V-ați suit cu tractoarele pe scările Parlamentului. Domnul Bolea, actualul ministru, domnul Grosu, actualul speaker, voi stăteați pe scările Parlamentului și chemați tractoriștii să intre cu tractoarele în Parlament. Și ați călcat câțiva polițiști cu tractoarele. Și acum uitați ce se întâmplă. Legea bumerangului, care v-am spus că tot una se întoarce. Peste 3 ani, în anul 2023, exact în aceeași perioadă, în noiembrie-decembrie, voi agricultorii nu i-ați ajutat absolut cu nimic. Și oamenii vin să spună că au probleme. Iar voi îi tărâiți pe jos, noi nu ne-am permis lucrul ăsta atunci. Noi nu ne-am bătut joc de agricultori. Voi îi dați jos și îi tărâiți de glugă pe agricultorii care se falimentează. Asta e primul moment. Dragi agricultori, vreau să trageți atenție la lucrul ăsta, pentru că voi, o bună parte din voi care sunteți acum în piață, voi i-ați adus la guvernare pește, nu eu. Și a doilea moment, de ce se întâmplă lucrul ăsta și de ce se face? Cum poate un agricultor să supraviețuiască când prețul la grâu e 2,50 lei, dar sinecostul e 3 lei, 3,50 lei, pentru că a crescut prețul la tot, absolut. Și la dânsul tot pământurile, activele, casa e pus în gaj la bancă. Ce trebuie să facă agricultorul acela? Spuneți-mi, vă rog. El vine și se adresează cui? Guvernul se adresează. Băi, ajutați-ne. Dar guvernul ce face? Dar guvernul deschide piața să intre grâu, șporumbul și floarea soarelui ieftin din Ucraina. Și atunci când agricultorii spune, băi, oameni buni, eu pământul. Păi și le spuneți, da, nu mi-o lăiți acum. Și evident că agricultorii sunt nemulțumiți. Păi că ceea ce se întâmplă acum, este o expropriere în masă
agricultorilor de pământul agricol din Republica Moldova. Eu cred că asta este o schemă pusă la punct, bine pusă la punct, între băncile comerciale, care sunt străine, și guvernul Republicii Moldova. Nu o să mă leg de familie și mai departe. Vedeți unde lucrează rudele multor din guvern, din conducerea guvernului. Și o să aveți răspuns la întrebare. Încă o dată. Iau pământul agricol acum de la agricultori. Special nu ajută pentru ca să falimenteze, ca băncile în contul creditelor să le iei pământurile. Și pământurile astea o să ducă cui? La holdingurile mari controlate de străini. De ce nimic întâmplător acum nu-i? Și eu înțeleg pe agricultorii care acum sunt în stradă și au și dreptul. Fie au muncit toată viața, au consolidat acest teren, au lucrat peste hotare, au cumpărat câte un hectar, au cumulat pământul ăsta. Și acum băncile o să le iei pământurile. Pentru că ei n-au cum să întoarcă creditul. Dar guvernul stă într-o parte și râde sub musteț. Pentru că este în același înțelegere cu băncile comerciale. Uitați-vă și profiturile obținut băncile comerciale. Anul trecut și anul ăsta, miliarde de lei. Miliarde de lei. Și banchirii ăștia nu pot să facă o perioadă de... Sunt în situații. Dar pentru asta guvernul, Banca Națională, noi avem stat sau nu avem? Guvernul, Banca Națională trebuie să spună, băi, banchirilor, liniștiți-vă. Hai să le dăm o pauză, o vacanță. Deci 3 luni, 6 luni. Hai că guvernul și ia pe dânsul procentele la toate creditele astea. Parcă aveți ajutor din afara țării. Vă lăudați. Dar acum, încă o dată, ia pământul de la țărani și-l dau la străini. Asta este o crimă. Asta e mereu că furtul miliardelor, ca să înțelegeți. Ceea ce face guvernul acum. Încă un subiect economic și trec la următorul. Uitează ce fac ei, limitează cash-ul. Recent vor să aprobe legea, au trecut-o prin guvern, vor să aprobe acum în Parlament, că nu poate omul să cumpere apartament decât să ducă la bancă, să depună banii la bancă. Vă înțelegeți pentru ce face asta? Pentru, în primul rând, să câștige băncile iară. Repet, băncile din Republica Moldova, toate sunt străinilor occidentali, nu sunt moldovenilor. Și îi fac miliarde acum pe spatele noastre moldovenilor. Și amu, guvernul, pe toți îmi trimit la bancă, să mai plătim acolo. Nu direct la care îmi vinde apartamentul. Nu direct la cel care îmi vinde automobil. Dar te duci la bancă. Mai departe, banca să iei și a zis, băi, dar de unde luat banii ăștia? A, dar eu am întrebări. Dă-ți să-i blochezi, eu ți-ai pe un an banii ăștia. Să văd, dar de unde ai găsit tu? În cine loviți voi? În cetățeanul simplu. În cine loviți voi? În diasporă. Dragă diasporă, care ați votat-o pe Maia Sandu. Asta lovitura în voi. Voi care ați investit și voi în fiecare an aduceți acasă, oficial, doar prin sistem bancar, 1,5 miliarde de euro. În afară de asta, prin rutiere, prin buzunar, mai vin încă 1 miliard ceva. Aproape 3 miliarde de euro voi investiți în economia Republicii Moldova și Maia Sandu acum vă trăsnește. Nu se poate omul acela să argumenteze că el a făcut 50.000 de euro sau 100.000 de euro în Italia în decurs de 10 ani, că lucra diferit acolo, unde la negru, unde cum lucrează moldovenii. Și ați vrei să iei un apartament aici, să vii cu 100.000 de euro, să-i pui în bancă, banca să-i blocheze și să-ți spună, adă documente de confirmare. Și el n-a să poată să le ducă. Cine va câștiga? Sistem bancar. Cine va pierde? Omul simplu și economia îți va duce în tenebru. Apartamentele nu o scoaste 1.000 de euro metru pătrat, dar o scoaste 100 de euro metru pătrat, pentru că smicșoreze prețul oficial ca să oamenii să plătească, să poată plăti la negru. Iacă ce face așa numiții super economiști din guvernul recean, împreună cu Maia Sandu. Al treilea subiect, social. Începe perioada de încălzire. Am auzit noutatea că în acest an nu ajung bani pentru compensații, că vor fi cu 1 miliard de lei, cel puțin 1,5 miliarde, mai puțin bani pentru compensații. Dragi guvernanți sau nedragi guvernanți. Adică nu vă ajung bani și voi micșorați cu peste 1 miliard de lei compensații la cetățeni, dar găsiți bani să majorați bugetul Ministerului Apărării cu vreo 500-600 milioane de lei, să cumpărați tancuri sau nu știu cui trebuie. Găsiți bani să majorați salariile la miniștri, găsiți bani să mai creați o unitate acum cu integrarea europeană, nu știu, trebuie să ocupe direcții în guvern, care costă câteva 10 de milioane de lei. Dar pentru compensație bani nu găsiți. Pe că în urmă la toate lucrurile astea, cetățenii vor primi în mediu cu 30% mai puțin compensație decât în anul precedent. Tot pentru a satisface ambițiile nesănătoase a Maia Sandu și Pasului de a-și cumpăra tancheci, bătăruri și încă nu știu mai trebuie lor acum. Și al patrulea subiect, stare excepțională.
Eu am spus deja că starea excepțională în Moldova este Maia Sandu și PAS. E așa și vor intra în istorie. Ei au guvernat, n-au guvernat o zi, practic, nu, poate o lună, prima lună, luna august-septembrie 2021. Dar restul guvernează doar în regim de stare excepțională. De ce? Și evident, pentru că ei acolo pot să netransparent să împartă banii din exterior, care o fac miliardele, care îmi spun că fiecare zi avem miliarde, în banii ăștia nu-i vedem. De ce? Pentru că poate să scoată de curs electorală partide, să penalizeze opoziția, să închidă televiziunile, că atât să ne uităm la Rață și la Cozel, sau cum îi spui, Cozer, scuze dacă l-am obișnuit. Ia că pentru ce fac lucrul ăsta? Și la tot felul de pustazvonă de lor experți care au împânzit televiziunile astea, așa numitele lor, libere și independente. Dar oamenii sunt deștepți. Oamenii au plecat deja în Telegram, probabil o să închideți și asta în timp apropiat. Oamenii au plecat în YouTube, văd și televiziunea acolo interesante apar. De ce protilomă net prioma, este net drugova lomă. Acum, 15 minute am răspuns la aceste patru temele săptămânii și încă câteva minute răspundem, văd că deja întrebări sunt foarte... foarte multe întrebări. Întrebare. Dar asta e normal să prelungească termenul de punere a dosarului la funcție de procuror general. De ce? Ceva nu le place? Da, numai ce? Au prelungit perioada de punere a dosarului la procuror general. Știți de ce? Pentru că lor nu doriți să depună mandat, să depună documente. E ca așa să iei de principiale. Au depus doi acolo, au văzut că băi, dar nu-mi plac numai ăștia. Hai să mai prelungim, poate mai depune cineva de-a noștri. Ia că de ce prelungesc? Pentru ca să depună oamenii lor dosarul pentru funcția de procuror general. Ce se întâmplă cu biserica? A apărut un grup de preoți care doresc să treacă la Biserica Ortodoxă Română. În plus, Mitropolit Vladimir a fost declarat persoană non grata în Ucraina. În primul rând, eu vreau să chem la calm pe subiectele de religie. Ăștia ne-au spurcat totul, Pasfii Maia Sandu. Absolut totul. Au distrus instituțiile de stat, ne-au adus LGBT-ul în țară și în școli. Și acum s-au apucat de biserică. Eu am preîntâmpinat acest lucru. Știți ce face Maia Sandu? Maia Sandu vrea să distrugă biserica moldovenească. Nu s-a vorbit despre asta, dar marea majoritate a bisericilor în Republica Moldova, care sunt în sate, au fost construite, știți când? Începând cu 1812 până în 1917, când Basarabia era parte a Imperiului Rus. Astea toate sunt monumente de arhitectură. Au statutul de monument. Pe că toate aceste biserici în satele noastre, mare majoritate, cu excepție la câteva mănăstiri mai vechi care au construit mai înainte, sau astea noi care au fost construite acum, dar mare majoritate din acele peste 1500-1600 de locașuri sfinte au fost construite în timpul rușilor, când eram cu ruși. Și toate acestea sunt proprietate exclusivă a statului. Și statul, la începutul anilor 90, a transmis aceste lăcașuri, aceste imobile, Metropoliei Moldovei, în folosință. Știți ce a făcut Maia Sandu recent, anul ăsta? Au anulat acordurile astea de locațiune. Știți ce vor să facă? În mare parte aceste lăcașuri să le transmit cui? Românilor. Voi vă imaginați ce ați fi pensat la moldovenești? Deci asta nu e pur și simplu un grup de enoriaș sau un grup de slujitori a bisericii de la o trecut de aici încolo. Asta e o politică de stat pentru distrugerea bisericii moldovenești. Deci eu vin cu un mesaj în susținerea Metropoliei Moldovei, în susținerea Metropolitului Vladimir și noi toți enoriașii Republicii Moldova, cei care ținem la biserică, cei care suntem siguri, dar eu sunt sigur că credința noastră ortodoxă este pilonul statalității Republicii Moldova. Noi trebuie să apărăm biserica noastră moldovenească. Iar Maia Sandu, mâinile jos de pe biserica noastră, ei nu e instituție de stat. Voi nu finanțați și nici nu trebuie să o finanțați. Dar voi vreți să o distrugeți. Vyacheslav Ivanovich Borta, bună ziua, e nevoie de schimbat clasa politică, consolidare, colectiv, un exemplu de la Lukashenko. Prin alegeri schimbă clasa politică. Как будет поступать ПСРМ, если правящий режим решит продлить президентский срок Майи Санду до лета 2025 года? У них нету такого законной возможности продлить.
Если мы увидим, что есть такой риск, мы должны вместе с другими политическими силами сделать все возможное, чтобы остановить этот режим. Я думаю, что мы найдем общую повестку в это направление. Майсан говорит, что молдавский язык Конституции был позором, а Россия использовала молдавских политиков с нарративом «молдавский язык», чтобы удерживать Молдову от сближения с Румынией. Как вы можете это прокомментировать? Молдавский язык – это позор. Ну вот, дожили. Майсанду – это позор Молдовы. Это позорная страница в современной истории Республики Молдова. И мы должны эту страницу перевести. И мы это сделаем. Перелистать дальше. Илон Шор критикует вас и говорит, да, вот, что если бы партию «Шанс» не исключили из выборов социалистов, не получили бы такие хорошие результаты. Он также обвиняет социалистов в сговоре с ПАС. Что вы можете на это ответить? Если вы заметили, и Шор, и Усатый начали нас критиковать в последнее время. Во-первых, я обещаю, что в ближайшее время не буду вступать в перепалки с другими политическими силами, даже если я таких их не считаю. Оппозиционными, если я их не считаю. То есть с другими оппозиционными силами в какую-то беседу, борьбу, перепалку я вступать не буду. Потому что я считаю, что любые обвинения взаимные со стороны оппозиционных партий, это помогает только Майсанду. Поэтому даже если я считаю, что другие оппозиционные силы делают игру и играют роль спойлеров для Майсанду и ПАС, я обещаю, что в ближайшие месяцы до президентских выборов я постараюсь этого не делать. Теперь то, что касается некоторых атак. Я думаю, что таких атак будут все больше и больше. Люди начали готовиться к президентским выборам. Я понимаю, что для большинства оппозиционных сил Дадон является преградой, чтобы кто-то из них прошел во второй тур с Майсанду. Ребята, давайте не будем торопиться. Во-первых, мы не знаем, как будут проходить эти выборы. Мы не знаем, как это будет. Как будет, потому что Майсанду были информации, что она хочет поменять Конституцию. То есть мы не знаем, по какому принципу будут избирать президента. Это первое. Второе. Вы видите, что мы не знаем, когда будут президентские выборы. Они должны быть в январе-феврале 2025 года. Но видите, последняя информация, хотят сделать в середине или даже в конце 2025 года. Поэтому почему ссориться? Для чего? Нам нужно всем вместе сделать так, чтобы режима Майсанду больше не было. Она разрушает страну. А вы начинаете какие-то перепалки между нами. Есть у вас проблемы в Бельцах, разберитесь там. Разберетесь там с нашими советниками, там ребята молодцы. Найдете. Не найдете, будете бороться, будете отстаивать свою позицию. Но ни в коем случае это не должно перерасти в политическую войну на национальном уровне между оппозиционными партиями. Это поможет только Майсанду. Это моя позиция, это позиция партии социалистов. Леонид Бука. Бунаняца адзвазуткум полиция шпасу провока агрикультуре чизичиц. Дом Леонид Иоанн спустлан, чем кто часть эмиссион диспре агрикультуре. Астай батай дежок чифак. Дарскопу есть и сыдя после дездить по мэнт. Яка чифачи майя санду шпас. Импреуны ку бэнчили строини. Есть и операциуни диалуа по мэнту дела царань. Когда закончится режим ЧП? Когда закончится режим Майсанду, тогда же закончится режим ЧП. Раньше, я уверен, что этого не будет. Будет ли война в ПМР? Евгений Нечитайло. Евгений, это очень важный вопрос, который вы задали. Очень важный и очень-очень, я думаю, что интересует абсолютно всех. Тема войны опять, к сожалению, появляется в разных анализах. Вопрос о создании опять второго фронта здесь, в Приднестровье, я слышу все больше и больше от разных экспертов. И зачастившиеся здесь разные визиты там ястребов англосаксов, так называемых, вместе с украинцами создают очень много вопросов к тому, что готовит Майсанду вместе с украинцами, украинскими нашими соседями, вместе с англичанами, американцами и так далее. Нам война не нужна. Европе, даже Европейскому Союзу, я уверен, они тоже не хотят еще одной здесь локальной. Но я надеюсь, что Майя Санду не совсем сошла с ума,
чтобы развязать войну для того, чтобы сохранить должность президента. Если она пойдет по этому сценарию, у нас других вариантов не будет. Мы должны всех объединиться и просто эту власть убрать. Нику Дид. Плохо, я не ожидал, что Мурашан Бельцы не возьмет. Как так? Усатый – это заменитель Санду и западный ставленник. Ну, опять про Усатого я сказал выше, но, слушайте, бельчане так решили. Почему они поверили опять туристам? Это, ну, решили так, мы уважаем выбор бельчан. Но будем делать все возможное для того, чтобы им помогать и ставить на место этих новых руководителей, там, которые, я уверен, ничего хорошего для Бельца не сделают. Сильвия Мурзак, почему не объединяться? Сейчас, как никогда, нужно всех вас с большой буквы, помощь фермерам, беспредел полиции. Спасибо за ответ. Сильвия, я всегда говорил, что мы за объединение. И я видел много заявлений, что нужно объединяться. Кику, Ирина, коммунисты и так далее. Я вам хочу сказать, что у нас первые контакты уже состоялись. Я не буду сейчас приводить детали, это неправильно по отношению к нашим коллегам. Но у нас контакты с другими оппозиционными партиями для того, чтобы создать единую платформу для борьбы именно с ПАС, у нас первые шаги в этом направлении были сделаны. Я надеюсь, в ближайшие недели вы увидите уже и конкретные шаги в этом направлении, то есть публичные шаги. Я считаю, что нужно объединяться всем. И тем, кто за европейскую интеграцию, и тем, которые за молдавскую действительность, и тем, которые против НАТО, и тем, которые видят немножко по-другому. У нас сейчас у всех одна проблема, у страны одна проблема. Это Майя Санду, ее режим диктаторский, который она, к сожалению, воплотила в Республику Молдова. Поэтому я думаю, что нам хватит политической мудрости вместе с другими партиями, лидерами найти общий язык и двинуться в этом направлении. Снимас претень калибичей мастреду скорт. Мне спомнил донда, честно, фачма ворж мати до усара. Шашен ма вид копия кас, что це. Вы вряд ли с места ворж мати до укубой. Майра руц, ши май драгуц. Я вам мутумеск. Ози буна, уикенд плакут, там сельского санинга. С персни букурем тозде, венеря ярни. Санатати, куда мне жут? Мутумеск.